Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Excelența sa, ambasadorul Spaniei în România, a vizitat eparhia Argeșului. Eveniment cultural de excepție în Amfiteatrul Meșterului Popular Ion Rodoș din Nucșoara. Debut pentru CS Mușcel la mini-volei. Proiectul inițiat de Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate va fi implementat și în localitatea Lerești. A fost semnat protocolul între cei care implementează proiectul și primăria din localitate. Testarea gratuită a femeilor va demara în luna iulie. Și administrația locală a comunei Lerești a semnat, după administrațiile locale de la Buia de Sus și Câmpul Lung, un protocol de colaborare cu o serie de parteneri din cadrul proiectului Screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce, finanțat din fonduri europene. Femeile între 18 și 64 de ani din localitate au posibilitatea de a beneficia de testare gratuită Babeș Papa Nicolau și HPV pentru depistarea leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin. Testarea gratuită a femeilor va demara în luna iulie. Începând cu luna mai a acestui an, Partida Romilor, în colaborare cu autoritățile locale din Câmpul Lung și unitățile administrative teritoriale limitrofe Câmpul Lungului, demarează o acțiune de depistare a cancerului de col uterin la toate femeile cu vârste cuprinse între 24 și 64 de ani. Pentru a se ajunge concret la această testare, este necesar ca toate doamnele doritoare să vină la primăriile de care aparțin, să se înscrie acolo unde să-și lase un număr de telefon și o adresă de la care să fie găsite, pentru ca noi să putem face un grafic de eșalonare și să le putem repartiza pe zile și ore când să vină să facă propriu-zis testarea. Testarea se va face în comuna Lerești în lunile iulie-septembrie. Vreau să fac mențiunea că la fața locului se vor deplasa autolaboratoare care vor fi achiziționate în cadrul acestui proiect împreună cu medici de la spitale de profil din București. Aceștia vor face acțiunea propriu-zisă într-un mediu steril cu aparatură de ultimă generație. Aș vrea să mai menționez faptul că și persoanele care nu sunt asigurate din punct de vedere medical se pot prezenta la aceste teste, iar în cazul în care, Doamne ferește, vor fi depistate și persoane care au probleme de acest gen, ele vor beneficia gratuit de tratament și de intervențiile chirurgicale care vor fi necesare pentru tratarea acestei deficiențe a organismului. Încă o dată vă rog să nu dați cu piciorul acestei șanse unice. În toată zona vor fi aceste laboratoare care vor fi la dispoziția dumneavoastră în funcție de solicitările dumneavoastră. Pe această cale vreau să vă aduc încă o dată la cunoștință faptul că este necesar să facem această prevenție prin această testare decât să ajungem în situația de a ne trezi că suntem bolnave și trebuie neapărat să avem să fie necesară o intervenție chirurgicală sau un tratament de lungă durată. Proiectul este implementat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu Rusescu, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen Filia, Fundația Renașterea și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Sunt vizate în cadrul acestuia peste 170.000 de femei din regiunea Sud-Muntenia, provenind mai ales din grupuri vulnerabile. În ziua de 13 mai, polițiștii secției de poliție rurală Valea Mare Pravăț au depistat un transport de material lemnos care avea documentele de însoțire cu valabilitatea expirată. Pornind de la acesta, polițiștii au verificat întregul circuit al lemnelor și au aplicat 3 amenzi în valoare totală de 17.000 de lei.
În ziua de 13 mai, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Valea Mare Pravăț au depistat un bărbat de 42 de ani din Dragoslavele, care efectua transport de material lemnos cu un autocamion cu remorcă pe raza localității Albești de Mușcel. Documentul de însoțire al transportului de material lemnos avea valabilitatea expirată. În autocamion și remorcă se aflau peste 35,5 metri cubi de material lemnos. Acesta a fost confiscat, făptașul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 6.000 de lei, iar lemnele au fost predate ocolului Silvic Câmpulung. Polițiștii au continuat verificările și au descoperit că pe avizul de însoțire a mărfii cantitatea consemnată era recepționată de o firmă din comuna Albești de Mușcel. Reprezentantul societății a fost sancționat contravențional, tot cu amendă în valoare de 6.000 de lei. Și pădurarul, care a emis avizul de însoțire a mărfii de la ocolul Silvica Ninoasa, a fost amendat cu 5.000 de lei, deoarece nu a respectat prevederile legale la emiterea de însoțire a mărfii. La invitația înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, o delegație a ambasadei Spaniei condusă de excelența sa domnul Manuel La Rocha Parada, ambasadorul Spaniei în România, a realizat o vizită în cuprinsul eparhiei. Din această delegație a făcut parte și domnul Petre Roman, fost prim-ministru al României. Vizita oficială a început în orașul Mioveni, unde excelența sa a vizitat Catedrala Sfinților Apostoli Petru și Pavel. După aceasta, delegația s-a deplasat în orașul Curtea de Argeș, unde înalții oaspeți au rămas impresionați de vechea biserică domnească, ctitoria domnitorului Basarab I și a fiului acestuia Nicolae Alexandru Basarab. Vizita a continuat la vechea catedrală arhiepiscopală construită de Sfântul Neagoe Vodă Basarab, precum și la noua catedrală arhiepiscopală cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfânta Mucenică Filoteea, care are rol și de necropolă regală. Din orașul regal, delegația condusă de excelența sa, domnul Manuel La Rocha Parada, a ajuns la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Antonești, iar în final la barajul Vidraru. Diplomat de carieră, ambasadorul Spaniei în România a apreciat valorile istorice și spirituale pe care le deține județul Argeș, considerând că acestea sunt o emblemă a românilor în contextul european în care ne aflăm. Bueno, aparte de la significación histórica, semnificația istorică, care este o culme a românității, a statului român, alături de aceasta m-a impresionat profund ospitalitatea, sentimentul de prietenie excepțional pe care l-am resimțit datorită arhiepiscopului Calinic. Noi venim de la București, capitala națiunii române, fără îndoială o capitală cosmopolită, plină de viață, dar vizitând aceste locuri, cu sinceritate vă spun, invidiez pe oamenii care locuiesc aici. Mi-aș permite să transmit cele mai sincere felicitări ale mele personale oamenilor acestei regiuni, acestei zone, pentru faptul că sunt atât de apropiați de tradițiile cele mai importante ale României. Se vede în spatele nostru această minunată biserică. Mă bucur că a rămas fascinat acest ambasador, care a fost ambasador în principalele capitale ale lumii și a văzut frumuseți absolut, fără pereche, să zicem, în lume, dar a văzut Mioveni extraordinar, tot așa, în mod sincer, este un ambasador foarte serios, sincer și foarte pregătit, așa, un cult și duhovnicesc, da, și aici la fel este inedit pentru el cu adevărat, că de când i-am
ambasador de 2 ani și ceva în România, n-a văzut Arceșul și eu mă bucur că a dorit dânsul, noi l-am invitat, bineînțeles, dar dânsul a dorit cu adevărat să vadă și Arceșul și este copleșit de-a drept. Și foarte important asta, suntem foarte atenți la ce spun acești oameni care văd pentru prima dată frumusețile noastre unici. I-am propus bunului meu prieten Emanuel Larocea, care este ambasadorul Spaniei la București, un diplomat de lungă carieră, să vină să viziteze aceste locuri. A făcut-o cu mare plăcere și acum este de-a dreptul încântat. Încântat de aceste locuri, încântat de aceste monumente și încântat de oameni. Încântat foarte de oameni. În primul rând, de primirea care ne-a fost făcută de la bun început, de la bun început la Mioveni. Unde am fost înainte de a veni aici. Eu cred că așa simt că toți românii ar trebui să se simtă legați puternic printr-un fir care nu se vede, dar care e mai puternic decât ceea ce se vede de aceste locuri, fiindcă aceste locuri, aceste monumente, aceste așezăminte și acești oameni până la urma urmelor ne definesc ca națiune europeană, așa cum spune și ambasadorul Spaniei, care insistă foarte mult asupra acestei idei, românii sunt o importantă națiune europeană și eu chiar cred că așa este. Excelența sa, domnul Manuel Larocea Parada, din 2012 obține funcția de ambasador, fiind trimis să conducă misiunile diplomatice ale țării sale din Kazakhstan, Kirghizistan și Tajikistan. Din 2015 până în 2018 se întoarce în Ministerul de Externe spaniol ca ambasador special pentru Asia Centrală. În octombrie 2018 îi se încredințează funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Spaniei la București. În Zbogițeștii Nucșoarei, în amfiteatrul din Curtea Meșterului Popular Ion Rodoș, oameni de cultură, scriitori, directori de reviste, dar și reprezentanții administrației locale din Comuna Domnești s-au întâlnit pentru câteva ore de autentică trăire. Au fost lansate cărți, s-au prezentat proiecte culturale și s-au recitat poezii din creațiile poeților argeșeni. Într-un colț de rai, în amfiteatrul din Curtea Meșterului Popular Ion Rodoș, din Comuna Nucșoara, după atâta vreme în care manifestările culturale au suferit din plin, a avut loc o întâlnire de suflet a scriitorilor și iubitorilor de cultură din Argeș și Mușcel. În organizarea revistei Suflet Românesc și a filialei județene Argeș Posada a cadrelor militare în rezervă și în retragere sub genericul Satul Românesc, locul unde s-a născut dorul de noi înșine, s-au derulat lansări de carte, momente aniversare, prezentări de proiecte culturale și recital de poezie. Manifestarea culturală a debutat cu lansarea a 3 cărți ale Lidiei Manea, prezentate de colonelul în retragere Rodica Nicolae. Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseist, membru titular, mai apoi președinte al Academiei Române, care în ultimii ani ai vieții s-a retras la Mănăstirea Văratec și s-a călugărit sub numele de Maica Benedicta, spunea odată că lumea a început să uită să vorbească pentru că nu mai citește. Tind să fiu de acord cu această afirmație, însă nu pot ignora faptul că, în pofida scăderii interesului pentru citit, numărul celor care n-au uitat să vorbească prin scris, realizând creații literare cu adevărat valoroase, a crescut considerabil. Un remarcabil vorbitor în scris este cu siguranță doamna Lidia Mariana Manea, care reușește să se exprime cu ușurință uluitoare și cu o sinceritate debordantă, atât în versuri cât și în proză, realizând un echilibru perfect între ambele modalități de transmitere a mesajului literar și demonstrându-le că, din împletirea minuțioasă a ideilor, a sentimentelor și semnificațiilor intrinsece, rezultă întotdeauna țesătură spectaculoasă înfăptuită prin mijloace artistice specifice. S-au împlinit 30 de ani de la înființarea filialei județene Argeș-Posada a cadrelor militare în rezervă și în retragere, ocazie cu care președintele filialei, colonelul în retragere Laurențiu Domnișoru, a înmânat mai multor persoane pentru implicare în viața culturală a comunității, diplome, medalii aniversare și plachete. Doresc, în schimb, să înmânez câteva diplome de excelență, plachete și medalii aniversare unor personalități care au contribuit la
buna activitate și frumoasă activitate desfășurată de către noi. Doresc să mânez o diplomă de excelență domnului profesor dr. Baciu George, în semn de recunoaștere a activității desfășurate cu devotament și înalt profesionalism în folosul filialei județene Argeș-Posada, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Alexandru Ioan Cuza, conform devizei Patrie, Onoare, Demnitate. Domnul profesor, vă ofer și o medalie aniversară. Medalia are pe față aniversarea 17 mai 2021 și pe spate, pe revers, sigla filialei noastre. Să ne trăiți! Să avem multe activități și întotdeauna să ne vedem numai cu bine și cu bine. Un proiect de suflet al domnișanilor, inițiat de poetul George Baciu împreună cu meșterul popular Ion Rodoș și susținut de administrația locală din Domnești, a fost prezentat în premieră. Este vorba de construirea și montarea în fața Casei de Cultură din localitatea unui Arc de Triumf, o reconstituire a vechiului Arc de Triumf demolat de regimul comunist. Este vorba despre Basarab I cu domnița, care au poposit la hanul din Domnești, exact unde are, vă spun așa, unde are Ucă restaurantul acum, știți, până în liceu acolo. Înainte, atunci, în perioada aceea, deci peste râu, către Câmpul Lung, era un han, unde domnitorul poposea acolo, ca să odihnească cai, să mănânce, mă rog. Și, după cum vedeți, am surprins momentul din acea, de la un popas de-a lui și din acea perioadă, bineînțeles. Am căutat să cuprind, să fac peisajul asemănător cu zona respectivă. Am prins o parte din pod, așa cum era atunci, din lemn, bineînțeles, o parte din râu, da, o casă țărănească în zona unde era piața veche, vis-a-vis de primăria actuală. Că eu, când eram copil, aici era piața, acolo, aici mergeam noi la piață, în partea asta, țin minte foarte bine. Și târgul, tot aici se ținea. Era o tiribombă mai încolo, poate știți, mereu venea, da. O ridica cu scripete din ăla, așa. Și, așa, ca și noutate, am prins și mărul domnesc. Din momentul în care domnul profesor Baciu a venit cu ideea, am stat și eu un pic, m-am gândit dacă ar merge să facem acest lucru. Ne-am întâlnit împreună cu domnul Rodoș și în momentul în care domnul Rodoș a spus da, eu sunt de acord să facem istoria Domneștiului pe acest Arc de Triumf, am zis, aveți tot ajutorul din partea mea. Am stabilit chiar și perioada, dacă nu mă înșel, un an de zile, nu? Așa, și o să vă aduc aminte mereu de astea 12 luni. Trebuie să profităm de faptul că îl avem alături de noi pe domnul Rodoș, pe domnul Baciu, care s-a interesat de tot ce înseamnă istoria Domneștiului, iar eu pot să vă spun că le dau concursul în tot ceea ce trebuie să interprindem în Domnești. Gândurile risipite ale poetei Mihaela Aritina Ionescu au fost adunate în cartea Gânduri risipite, ce a fost lansată și primită cu aplauze de cei prezenți în amfiteatrul de la Zboghițești în Ucșoarei. Este o carte interesantă, începând chiar titlul îi arată acest lucru, Gânduri risipite. În această carte, poeta încearcă să fie și este un fin observator al lumii înconjurătoare. Pendulând însă între această lume exterioară și lumea sufletească. O lume exterioară pe care o aduce mai aproape de suflet, apelând la divinitate, dar într-un stil foarte original. Poezia nu este nici religioasă, nici pur laic. Este o poezie de reflecție. Finalul acestui regal cultural a aparținut integral poeților care au întregit atmosfera cu versurile lor.
Prezentă la această manifestare a fost și poeta Cristina Onofre, care a recitat poeme din volumul său Țara scaunului cu trei picioare. Izvoarele dintre noi, peste țarcul caprelor, al oilor, peste ciubăre, peste scaune, peste fânul galben, peste fânul plin cu raze, mai coboară și acum liniștea lăsată de bunicul meu. Mi-l amintesc așa cum stătea în țarcul oilor, răsucindu-și în foiță subțire tutunul și cerându-mi în fiecare zi să-i aduc apă de la izvor într-un vas mare de lut. Citeam în ochii lui uneori că aștepta cu o nerăbdare însoțită de un zâmbet ușor ca odată și odată să sparg vasul acela plin cu apă pentru a rupe astfel tăcerea ascunsă în apele izvoarelor dintre noi, în apele izvoarelor fără de număr. Așa cum spune poetul, vom încheia și noi această prezentare. Acasă, la meșterul Ion Rodoș, cerul este mai aproape de pământ cu un sfert de suflet. Sâmbătă și duminică, orașul Mioveni va găzdui primul turneu de mini-volei al grupei B. Alături de echipa gazdă vor participa ASC Juvenil Nicolae Titulescu Brașov, ACS Kids Tâmpa Brașov, dar și reprezentanta municipiului Câmpulung, CS Mușcel. În acest weekend, echipa de mini-volei a clubului sportiv Mușcel va participa la Mioveni pentru a susține partidele din cadrul campionatului național. Mușcelencele pregătite de profesorul Adrian Mihailă fac parte din grupa B și vor susține primul meci în compania echipei ASC Juvenil Nicolae Titulescu Brașov. Sâmbătă 15 mai vom începe la Mioveni, campionatul național al celor mai mici voleibaliste, mini-voleiul. Echipa noastră, alături de echipa din Mioveni și două echipe din Brașov, participă în această perioadă în vederea calificării la turneul semifinal. Campionatul se desfășoară sub forma a două turnee, primul turneu, cum am spus, de sâmbătă începând și al doilea turneu în ultimul weekend din luna mai. Multe dintre mușcelence sunt debutante în competițiile oficiale, însă au primit încurajări și sfaturi și de la Carmen Dițu. Sportiva formată la Câmpulung, în prezent la formația de primă ligă Știința Bacău, le-a vizitat pe micile voleibaliste înaintea sărbătorilor pascale. După cum le-am văzut, deja s-au îndrăgostit și ele de acest sport, deci tot ce vreau să le spun este că indiferent de situație, trebuie să vină la sală, să se antreneze, să se bucure de fiecare moment petrecut aici, pentru că sunt unice și doar așa vor ajunge sus, muncind și crezând în ele. Mă bucur foarte mult că a reușit să formeze din nou niște echipe, sper să aibă rezultate mult mai bune decât avea cu noi și să găsească o nouă Carmen, de ce nu? CS Mușcel va întâlni sâmbătă formațiile ASC Juvenil Nicolae Titulescu Brașov și CS Dacia Mioveni 2012, iar duminică va juca în compania echipei ACS Kids Tâmpa Brașov. FC Argeș va încerca la sfârșitul acestei săptămâni să-și asigure și prezența la barajul pentru cupele europene după ce a rezolvat ecuația rămânerii în Liga 1 și în sezonul viitor. Piteștenii mai au nevoie de un singur punct pentru a obține biletele pentru disputarea meciurilor decisive pentru intrarea în Conference League. De un singur punct mai are nevoie echipa din Trivale pentru a ajunge să joace în Conference League. Alb-violeții speră să-l obțină în confruntarea de duminică de la ora 16:30 de pe propriul teren cu Dinamo București. Partida din Trivale contează pentru runda cu numărul 8 din play-out-ul Casa Liga 1, iar punctele puse în joc sunt foarte importante pentru ambele echipe. Misiunea piteștenilor nu va fi una ușoară, având în vedere faptul că vor avea în față o echipă cu un moral foarte bun după seria de 4 victorii obținute în campionat. La victorie îl pregătim, e ultimul meci acasă în acest sezon. Venind după o înfrângere, echipa, în general, cel puțin în retur, după fiecare înfrângere a acționat foarte bine. Am câștigat următorul meci. Asta ne dorim să se întâmple și duminică. Dar în același timp ne așteaptă un meci greu. Dinamo este o echipă în formă,
a câștigat ultimele 4 meciuri și vom avea un meci greu. Dar nu fac eu calculele echipei Dinamo, ei știu câte puncte au, câte le trebuie, noi știm ce puncte ne trebuie nouă și asta este important, nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo. Trebuie să muncim, nu este ușor să obții un punct, decât dacă ești concentrat și echipa este bine din punct de vedere fizic și psihic. Sperăm să câștigăm sau să obținem un punct pentru a ne califica matematic pentru barajul pentru Conference League. Suntem bine, avem încredere în noi. Am făcut un retur bun din punctul meu de vedere, am făcut foarte multe puncte și cel mai important, ne-am îndeplinit primul obiectiv, salvarea de retrogradare. Normal, pe noi nu ne interesează de echipa adversă, ne interesează de noi. Dacă noi vom fi bine, vom fi concentrați la acest meci, sunt convins că vom câștiga. Dar ne dorim foarte mult să ne calificăm într-o cupă europeană. Cred că ar fi un lucru fantastic pentru acest oraș, pentru echipă, pentru suporte și pentru noi. Vom da totul pe teren și cred că ne vom îndeplini și acest vis. FC Argeș ocupă locul 2 cu 31 de puncte în clasamentul play-out-ului, iar Dinamo se situează pe locul 5 cu 27 de puncte, cu 3 mai mult ca Astra Giurgiu și FC Voluntari, formații aflate pe locurile de baraj pentru menținerea în primul eșalon. Chiar dacă bucureștenii s-au îndepărtat momentan de subsolul clasamentului, albroșii nu sunt liniștiți, întrucât un eventual eșec la Pitești ar readuce Dinamo în zona minată a ierarhiei. În confruntările din sezonul regular, cele două echipe și-au împărțit victoriile. În tur, Dinamo s-a impus în trivale cu 1-0 prin golul reușit de Camara, fotbalist care nu se mai află în lotul bucureștenilor. La acel meci, centralul Marian Barbu le-a refuzat piteștenilor o lovitură de la 11 metri, după ce Ricardo Grigore a făcut un placaj ca la rugby asupra lui Dreghici. În returul din groapă, FC Argeș s-a impus cu 2-1, reușitele albu-violeților fiind semnate de Robert Grecu și Sefas Malele. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme frumoasă în județul Argeș cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. În nordul județului, la Nucșoara, vom avea 19 grade în termometre. La Domnești și la Vlădești avem 23 de grade, iar la Câmpul Lung se vor înregistra valori de până la 20 de grade Celsius. Și în sudul județului avem vreme frumoasă, iar maximele se vor înregistra la Recea și la Râca. Aici avem valori de până la 26 de grade Celsius. Și la Pitești, vremea frumoasă se menține, ne bucurăm de soare și de temperaturi de până la 25 de grade. Și în județul Dâmbovița avem soare, mai apar și câțiva nori, iar temperaturile maxime vor atinge valori de până la 25 de grade. În nord, maximele ating valori de până la 23 de grade Celsius. În sud, după cum spuneam, soare și vreme frumoasă. La Târgoviște avem temperaturi de până la 24 de grade Celsius. La noapte mai apar câțiva nori la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 6-7 grade. Mâine avem vreme predominant frumoasă la Câmpul Lung, cu soare, câțiva nori și temperaturi de până la 20 de grade. Și duminică vremea frumoasă se menține, însă e posibil să apară și precipitații, iar temperaturile mai scad cu 2 grade Celsius. În schimb, luni, nici vorbă de precipitații, ne vom bucura de prezența soarelui în cea mai mare parte a zilei și de temperaturi de până la 21 de grade. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. Urmează emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți o seară liniștită și un weekend frumos. La revedere!